Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom reacționa la cele mai populare jocuri din lume. Am pregătit aici un videoclip. Sunt băiat bun. Am pregătit aici un videoclip, dar înainte să începem, dați pe subscribe ca să facem acolo 400 de abonați. Din 2004 până în 2022, din păcate nu 2023, dar e ok, amu, n-ai ce să faci. Hai să dăm start și vedem că pe aici prin 2004 crește Counter-Strike-ul. Haide Counter-Strike. San Andreas a bubuit. GTA San Andreas, bă, atât de mulți v-ați jucat voi în 2004 San Andreas. GTA Vice City, vedeți că ăla s-ar putea să crească foarte mult. E pe primul loc. GTA 4 a luat topurile. Call of Duty World at War. Bă, nu știu, dacă scrieți în comentarii ce Call of Duty v-ați jucat și dacă v-ați jucat Call of Duty. Dacă scrieți comentariu cu dacă v-ați jucat Call of Duty, promit că vă dau inimioară și like. Deci, Call of Duty Modern Warfare, încep jocurile alea. Bă, ce-a crescut Call of Duty Modern Warfare, bă. Aici prin 2011 deja a bubuit Angry Birds. Bă, știu când eram mic, mă jucam doar Angry Birds. Wow, Temple Run-ul a trecut pe Angry Birds. Bă, treci mă înapoi. Așa, să rămână în top Angry Birds. Minecraft-ul a dobărât orice record. Dar ce jocurile astea? Guild Wars 2, ați auzit voi de așa ceva probabil? Da, eu n-am auzit. Acum Temple Run 2 s-a lansat, a fost mare hype. Da, deci da, nu prea m-am jucat. M-am jucat când eram mai mic Temple Run, nu așa de mult, trebuie să recunosc. Oh my god, aici a venit GTA 5 și a bubuit orice record. O să rămână pe primul, ba nu, Minecraft-ul ia. Bă, Minecraft-ul ăsta, bă. Ok, aici Cash. Clash of Clans. Bă, ok. Mie nu prea mi-a plăcut. Assassin's Creed, da, Unity, da. FIFA 15 a bubuit. Cât de cât. Agar. Nu, pauză. Pauză puțin. Și asta, bă, în 2015 Agar.io avea 106 milioane. What, era mai mare decât GTA, Minecraft și Clash. Iar spun Clash. Clash of Clans. E mișto jocul, dar băi, un joc atât de simplu și atât de mult a bubuit. GTA 5 revine, cred că pe aici a început să vină popular, să devină popular. Mamă, Slither, ăla cu râma, da, ăla mă așteptam să fie. Pokémon Go. Battlefield 1. Ok, Battlefield 1 e în top acum. Angry Birds a ieșit din... Nu, Angry Birds a ieșit din ăsta. Roblox-ul. PUBG. What? PUBG. Bă, PUBG e un joc foarte popular. Uite, a apărut Fortnite-ul. Ia, hai să vedem dacă întrece Fortnite-ul PUBG-ul, deși cred că îl întrece. Apare Red Dead Redemption. O să-i treacă pe amândoi. Da, Red Dead Redemption e un joc foarte bun. Acum vine Fortnite-ul, Apex-ul ia. Fortnite-ul pe primul loc, dar scade. Și acum vine iară Minecraft-ul. Acum vine o perioadă destul de nașpa pentru Fortnite, pentru că nu mai e printre primele locuri, dar na, măcar a fost pe primul loc. Videoclipul ăsta o să fie mai scurt decât mă gândeam. Fall Guys, da mă, Fall Guys-ul merită cel mai mare respect. Bă, nu mai știți când ne jucam cu astea de fasole, măslinele astea de fasole. Vara trecută, știu că am avut cea mai tare vară, doar din cauza Fall Guys-ului. S-o lansa gratis atunci în vara aia, bă, și ne-am jucat, cred că toată vara doar Fall Guys. Among Us-ul, mamă, uite cât a crescut Among Us-ul! A atins 100 de milioane. Roblox, Minecraft, astea rămân. Roblox, Minecraft, Fortnite, astea rămân pe primul loc. PUBG, Pokémon Legends, Elden Rings, cred că atunci se lansase sau ceva de genul. Roblox-ul ia Minecraft-ul, este o bătălie foarte intensă, dar vine FIFA 23 și s-a terminat ăsta. Bă, și sigur, dacă vă uitați la acest videoclip, sigur v-ați jucat unul din jocurile astea. Bă, 100%, bă, nu. Deci scrieți în comentarii care joc v-a plăcut cel mai mult din tabelul ăsta de jocuri și dacă lăsați comentariu, promit să răspund la ele și să las inimioară și like. Aici aveți versetul zilei, aveți
3 secunde să știți. 3, 2, 1. Eu am fost Sergiux și noi să ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!